Și singurul risc, de fapt, singurul risc major. Acum a apărut și al doilea. Până acum aveam un singur risc major și care rămâne în continuare. Riscul major este că eu am 13% deficit de cont curent, adică importurile mai mari decât exporturile, care trebuie finanțat. Și îl finanțez la ora actuală 60% din investiții străine și 40% din împrumuturi. Din împrumuturi. Dacă mi se întâmplă o scădere în intrările de capital în România, fie investiții străine, fie împrumuturi, sau mă costă mult mai mult de a mă împrumuta, în momentul ăla eu nu am altă opțiune decât de a reduce deficitul de cont curent. Adică să crești exporturile și să se diminueze importurile. Dar nu pot să fac asta pe termen scurt. Ca să crești exporturile, îți trebuie o politică în devans cu cel puțin un an, doi ani de zile. Și atunci trebuie să iei măsuri să reduci consumul, indiferent că e consumul neproductiv sau consumul productiv care generează